Un tânăr din Samarinești a plecat la plimbare pe străzile din municipiul Motru fără să fie conștient la ce pericol expune atât integritatea sa, cât și pe a celorlalți participanți la trafic. Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost surprins de oamenii legii, conducând pe strada parcului din municipiul Motru, săvârșind nu una, ci trei infracțiuni la regimul rutier. Se pare că bărbatul în vârstă de 21 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cu toate acestea, nu s-a sfiat să se urce la volan. Poate și alcoolul i-a dat curaj să recurgă la un astfel de gest. Testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,65 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, tânărul a fost condus la spitalul din Motru, unde au fost prelevate mostre biologice de sânge. Infracțiunile nu se opresc aici. Se pare că și mașina pe care cel în cauză o conducea avea probleme. Mai exact, plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculului aveau numere false. La data de 13 iulie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în trafic un tânăr de 21 de ani în comuna Samarinești, în timp ce conducea un autoturism pe strada parcului din municipiul Motru, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest a tânărului, a rezultat o concentrație de 0,65 mg per litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la spital pentru prelevarea de probe biologice de sânge. De asemenea, s-a stabilit faptul că acesta avea montate pe autoturism plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. Pentru cele trei infracțiuni constatate, tânărul șofer a fost premiat cu 24 de ore reținere în arestul IPJ Gorj. Bonus s-a ales și cu un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere unui autoturism pe drumurile publice cu număr fals de înmatriculare de către o persoană aflată sub influența alcoolului și care nu posedă permis de conducere. În cursul zilei de astăzi, tânărul a fost prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Motru cu propuneri legale.